Mădălina Ciolocoi susține că ar fi de dorit ca pe viitor o parte din veniturile realizate de cei de la Complexul Energetic Oltenia să se regăsească în toate aceste probleme legate de inundații și alunecări de teren care au loc în județul nostru. Trebuie implicat neapărat mineritul, deci Complexul Energetic Oltenia, pentru că știu că și din alte puncte de vedere s-ar dori ca o mare parte din veniturile realizate din această activitate să rămână la nivelul județului Gorj pentru dezvoltare, iar la dezvoltare să intre și aceste reamenajări ale teritoriului. Deci asta în primul rând. După aceea, acolo unde s-au tăiat pădurile, pentru că s-au tăiat s-au făcut defrișări masive, exact, și în județul Gorj, chiar dacă se recunoaște sau nu se recunoaște treaba aceasta. Și acum avem de a face cu șuvoaie, cu torente, da, venite de pe versanți, în calea lor nu mai stă nimic. Nu avem ce să facem. Dacă s-a tot extras din pământ cărbune, țiței și gaze, acum au început să apară și problemele. Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj crede că anumite gospodării au fost inundate și din cauza șanțurilor care sunt subdimensionate și nedecolmatate la timp. În ultimii 10-12 ani, datorită schimbărilor globale în atmosferă, încălzirea globală, toate celelalte, topirea ghețarilor, creșterea nivelului mărilor și oceanelor, toate acestea influențează cantitățile de precipitații. Ori foarte multe lucrări de amenajare a teritoriului referitor la diguri, la amenajarea albiilor, la amenajarea acestor șanțuri, au fost făcute la dimensiunile date în trecut. Adică eu cred că trebuie redimensionate șanțurile acestea de aducțiune a apelor pluviale,